Bună ziua doamnelor, bună ziua domnilor, salutare stimați și bine ne-am regăsit la o altă ediție a emisiunii Viața Satului Buzoian. În ultima săptămână am avut o serie de aspecte, poate unele dintre ele benefice pentru agricultori, pentru producători și de ce nu și pentru consumatori. S-au luat o serie de hotărâri se vor pune în aplicare o serie de măsuri, cât de bune și cum vor fi puse în aplicare, o să vedem. Ce se va întâmpla, o să vedem. O să dă, portăm o discuție și astăzi pe ceea ce s-a întâmplat în cursul săptămânii, dar ca temă de bază pentru astăzi avem una destul de, de interesantă. După 24 de ani de promisiuni făcute vara, încă o iarnă fierbinte pentru agricultura busoiană. Pentru că mai sunt două săptămâni. Anul ăsta se duce, practic, cei din agricultură, parte dintre ei, au început anul agricol 2014, parte dintre ei urmează să se să înceapă activitatea imediat după 1 ianuarie. Deci, peste 2-3 săptămâni, oamenii vor intra masiv în activitate. Și mă refer aici la cei din, din legumicultură, cei din zootehnie. Acum sunt în focuri și, practic, de acum încolo vor începe oamenii să dea cu capul de sus, să dea cu capul de necazuri. Așadar, astăzi vom vorbi mai mult despre sectorul zootehnic. Invitatul meu și al dumneavoastră de astăzi este un om care are o experiență foarte mare în domeniul zootehniei, cunoaște zootehnia foarte, foarte bine și cea dinainte și cea după 90 și cunoaște ceea ce se întâmplă și s-a întâmplat în zootehnia buzoană, mai mult a diriguit câțiva ani Direcția Sanitară Veterinară, este un medic veterinar cu o experiență deosebită și unul dintre uh, susținătorii ecologiei la nivelul județului Buzău. Și l-aș numi aici pe uh, medicul veterinar Alexandru Iancu care și-a făcut puțin timp liber să vină alături de noi, să vină alături de dumneavoastră. Bună ziua și bine ați venit în emisiunea noastră. Bună și... ziua dumneavoastră, bună ziua telespectatorilor. Sunt încântat de invitație să fac informări despre experiența care am avut-o de-a lungul timpului privind zootehnia în județul Buzău și la nivel național și ecologia, zootehnia strâns legat de ecologia. Pentru că țăranul român e, a fost ecolog din naștere. Din naștere și trebuie continuată tradiția. Continuată tradiție ar bucura dumbravă în Cartea Munților din 1924, referitor la bună cuvință, spunea așa, un gentleman s-ar simți dezonorat dacă într-o împrejurare nesigură ar face o faptă necucetată. Precum țăranul român nu dă niciodată greș, mai ales când se află în fața unei femei culte tot referitor la ecologie, tot în această carte a munților, referitor cum se discută acum Roșia, Montana, gazele de șist, Bucura Dumbrava scrie așa, un inginer elvețian, dacă instalează un stâlp de teleferic, nu strică decât din jurul stâlpului și pune la loc iarba. Vedeți cât dezastru ecologic este privind exploatarea pădurilor, investițiile care se fac, nu se refac, mediu natural, ecologic. Uh, surprins am fost când, când s-a făcut Transfăgărășanu. După atâția ani, atunci s-a avut în uh, proiect și ecologia refacerea plantațiilor. Și acum pe Transfăgărășanu locurile s-au plantat de atunci, din uh, început, uh, păduri și îți dă o, o imagine superbă acest uh, drum al țării. Putem continua cu multe edificii. Da, le lăsăm pe asta, poate cu altă ocazie o să ne întâlnim la o emisiune de 100% ecologică. Haideți să ne axăm un pic pe problema zootehniei. Și, apropo de ceea ce spuneați noastră de mai devreme, că de oamenii nu prea știu, la capitolul zootehnie, avem zootehniști care. De au practicat meseria e, timp îndelungat, sunt experimentați și practic mănâncă zootehnia pe pâine, cum s-ar spune. Și mai avem și zootehnici mai tineri care pur și simplu nu mai au de la cine să învețe. Unu, pentru că pe timpul studenții nu au avut unde să facă practică. Doi, au ajuns în, într-o comună și practic cazurile sunt rare și nu mai știu. Uh, și nu știu uh, cam ce să facă și cum să trateze un animal. Vis-a-vis -vis de chestia asta, un uh, coleg de-al dumneavoastră, uh, medicul Crăciunescu bănuiesc că îl cunoașteți un prieten bun al meu, uh, uh, spunea în cadrul unui interviu, cu ocazia unui, unui interviu, că a ajutat și vrea să-i ajute și îi cheamă la dumnealui pe medicii veterinari tineri ca să poată să învețe meseria astfel încât uh, Buzău să nu ducă niciodată lipsă de specialiști și de medici bine pregătiți. Bănuiesc că sunteți de acord cu domnul Crăciunescu și că îi așteptați la dumneavoastră pe medicii tineri. Uh, sunt în total de acord cu domnul doctor Crăciunescu. De asemenea, trebuie să afirm că majoritatea tinerilor medici veterinari din județul Buzău concesionar uh, lucrează cu responsabilitate, cu toate că au multe piedici în activitatea lor, în special uh, pe sectorul identificare, când majoritatea activității unui medic veterinar este legată de calculator, de identificare și lasă ramura practică pe alt, uh, cum să spun eu, o lasă bă, în partea a doua. Deci pe medicul vericii... veterinar, datorită bă, muncii infernale care această identificare e... nu poate să facă față solicitărilor țăranului când are animalul bonlav? Bă... Da. Domnul doctor, din punctul nostru de vedere, ca observator cu un ochi format, cum apreciați zootehnia buzoană la nivelul anului 2013? Acum putem să tragem linie, mai avem două săptămâni până la sfârșitul anului, deci putem trage linie și să ne facem o părere despre zootehnia buzoană. Cum o vedeți acum și cum credeți, acum 24 de ani, că va arăta astăzi zootehnia buzoană? Dacă aș fi să fac o comparație cum o vedeam acum 24 de ani. Cum atunci, în vremea Revoluției, cum credeți că o, o să ajungă zootehnia noastră? Vedeți, dumneavoastră, pornesc tot de la ecologie. Deci, gândirea ecologică și gândirea chirurgicală. Deci, un medic, un chirurg nu omoară omul, Coate răul din el și în redă societății să-și dezvolte aptitudine biopsihosociale. Așa trebuia făcut și cu zootecnia la nivelul anului 1990. Nu trebuiau distruse în mod barbar CAP-urile, IAS-urile de-a lungul timpului, pentru că CAP-urile pe din 1990, de la început, ele au fost societăți comerciale, domne. Doar transformate în societate comercială, pentru că acolo săranul a venit cu aport de pământ, utilaje, avea aportul de capital. Avea aportul de capital. A muncit, deci transformai CAP-ul în societate comercială, de aia acțiune în funcție de ce pământ a adus, ce utilaje animale și cât a muncit. Și după aceea mergeam înainte și uh, care vrea să retragă, să retrăgea, acțiune să scoteau chiar de la bursă, noi am distrus totul și n-am pus nimic în loc. Am lăsat totul la țăran. Țara nu e părăsit total la ora actuală. Cine mai crește animale în județul Buzău? O statistică am făcut o la calvin. 70% din crescători de animale sunt între 55 și 92 de ani? Deci 70% dintre de, crescătorii de, de animale nimale. din calvin sunt între, între 55 și 90 de ani. 90 de ani. Pe ce se cer la un om de 80 de ani să crească animale performante? Mai îl pui și pe drumuri, când îi dai subvenții cu APIA. Ba, să aducă formularul e care l-a pierdut, ba, pașaport, ba. Odată ce ai o bază de date, ce rost are domne să mai îl plimbăm pe acest sărat? Când această uh, subvenție ar trebui direct la primărie și medicul veterinar. Medicul veterinar are calculator, e în baza de date, primăria are registrul agricol și nu mai împlimbăm un om de 80 de ani să ajungă la APIA, să facă coadă. Știți dumneavoastră ce muncă infernală. E și pentru cei de la Apia și pentru țărani. Deci birocrația asta sufocă economia. Și în special pe țăran îl sufocă pe el, domnule, că are toate datele necesare să fie informați și să acționeze. Și de -a trebuie... Da, ideea noastră nu este rea vis a -vis de aplicarea și de acordarea subvenției. Ar fi un sistem mult mai ușor și ajunge repede la producător. Și mai discutăm despre economia subterană. Cine achiziționează la orator animale? Înainte o baze de recepție, venea acolo medicul veterinar să de dădea certificatul sanitar veterinar, examina animale tot. Acum totul circulă animale fără niciun fel de document. Să facem și evaziune fiscală, dacă și la subvenții se umbla să dea subvenții pentru cel care produce pentru piață. De exemplu, dacă un tăuraș îngrășa la 400 de kg, îi dai 10 milioane subvenție, statul ar recupera bani numai prin TVA-ul care l-ar obține de la carnea vândută. La fel la miel, la fel la toate acestea. Și ai combate și evaziunea fiscală pentru a intra în circuitul normal al fiscalității. Ne să punem accize, nu știu dar nu combatem Fiscalitatea, care e foarte mare în domeniul circulației animalelor și sacrificărilor. Pentru că animalele deja, agenții economici, au fost de bună credință în județul Buzău, au făcut abatoare cu ștampilă ovală, fabrici de procesare a laptelui și acum nu au de unde să achiziționeze animale și lapte conform. De ce nu au de unde? Pentru că dacă nu a fost stimulat... Nu s-a pus și bază pe crescătorul de animale. În fiecare comună trebuia creat un grup țintă de potențiali fermieri, în special tineri, să facă fermieri. Cine trebuia să creeze acest grup țintă? De Fermierul sau la nivelul la administrației nivel de locale. Pentru că aici interesele sunt mai mari, ale fermierului, ale celui care deține abatorul. Sunt mai mari interesele lui de a crea e, aceste grupuri țintă decât ale administrației. Bine, și ale administrației, că are de câștigat ceva bani. Deci, direcțiile agricole, cu direcția Sanitar Veterinar, Consiliul Județean, Prefectura, Consiliul Locale, trebuia uh, și la, cu sprijin de Ministerul Agricole. Camerele agricole sunt 3-4 ani de zile de când zic, ba, funcționează, ba, nu și nu s-au ajuns. O să ajungem și la camerele agricole. Da? De deci, ce țăranul e lipsit de informații? Concret. Nu există un mod de a da informații clare, concise pentru crescătorul de animale. Domnule, cum, cum trebuie să ajungă informația la țăran? Eu am întrebat foarte mult dintre invitații mei, i-am întrebat cum. Fac să ajungă informația la țăran. Dumneavoastră ați lucrat foarte, foarte mult și tot timpul ați lucrat cu omul, cu țăranul. Ați fost în curtea lui, ați fost în, în ferma lui și ați avut ocazia să vedeți dacă are o anumită informație sau nu are, cum ajunge informația la el și cum ar trebui să ajungă. Pentru că la el, dacă este să ajungă o informație, cred că mai repede ajunge pe prin liderii de opinie, prin acel sistem radioșan, să ajunge mai repede la el decât prin alte mijloace de informare. Deci informația putea să ajungă în primul rând prin medicul veterinar, ca medic veterinar din județul Buzău, trebuie să spun că tot timpul majoritatea au fost alături de țăran, l-au înțeles, i-au acordat asistență, dar cei de la primărie, de la camera agricolă sau trebuiau la fel să creeze un sistem de asta de informare și coordonat de uh, direcția agricolă. S-au făcut eforturi, dar totdeauna s-au schimbat. Au început să meargă, a fost consultanță la direcția agricolă, a început să facă și proiecte, au despintat consultanța, a trecut de Consiliul Județean că vor veni camerele agricole. Nu au venit camerele agricole, nu și-au intrat în pâine, cum zice românul, și iată că iar e părăsit din punct de vedere al informării țăranul român. Da, apropo de omul de la primărie, de cel care se ocupă de activitatea agricolă. Am fost undeva la o primărie, cu puțin timp în urmă, și de voiam să mă informez despre o societate comercială. Voiam să văd dacă acea societate comercială, una dintre cele mai mari care a existat cândva pe rasa județului Buzău, era vorba de ceva fructe și am mers la primărie, la agentul agricol să mă informez, să văd unde este sedul societății, dacă mai există societatea respectivă uh... Răspunsul a fost unul foarte clar, scurt. Nu mai există societatea. M am luat-o de bună și am plecat prin comună și am început să întreb 1, 2, 3, 10 oameni până când am găsit unul este și a zis da domnule există, uite în cu tare loc mergi și găsești societatea comercială, acolo și are setul și a avut dreptate. Deci, ce nu știa agentul agricol, care ar fi trebuit să știe absolut tot ceea ce mișcă pe linie de agricultură, a știut un nene un simplu din cadrul comunei. Asta, apropo de agentul agricol. Păi, e regretabil și e adevărat. Nu... Deci, asta este Că absolut nu adevărată. Singuri care, totuși, referitor la creșterea animalelor, care au ținut evidența și când au avut nevoie oricine, tot medicii veterinari au fost care așa cu greutățile care le întâmplă, totuși au o evidență, fac programul strategic în limite și cu responsabilitate și de-aia ar trebui sprijin medicul veterinar foarte mult, să-i să creeze și lui posibilitatea ca să poată să dea consultanță privind dezvoltarea sectorului zootehnic, pentru că dacă nu dezvoltăm sectorul zootehnic, și medicul veterinar va rămâne fără da. obiectul muncii. Noastră ați făcut referire la sectorul zootehnic din gospodăriile țăranilor. Dar mai avem un sector zootehnic dezvoltat la nivel de societăți comerciale, la nivel de asociații. Asta la nivelul județului Buzău bănuiesc că ați fost în multe societăți și ați fost nevoie să le dați avizul unor societăți. Fie că sunt cu capital românesc, fie că sunt cu capital străin. Avem astfel de societăți mari, puternice, la nivelul județului, care, care să zicem că sunt, din toate punctele de vedere, la nivelul anului 2013. Deci, ce județul Buzău? Ca și la nivel național, referitor la creșterea animalelor, sunt progrese uh, foarte mari, referitor la productivitate, producție. Pentru că acel care a început o activitate privată și <coughs> performantă, își pune în joc <coughs> bani, timp și dimineața până seara el stă tot timpul în zootehnie. <coughs> Avem la Cilibia o fermă foarte performantă la pogoanele mai multe ferme, la Amaru, care s-au implicat foarte mult și au dus material din import. Nu mai știu, 2-3 ani, nu mai cunosc situația lor reală, dar au făcut foarte mult și performanță, în primul rând. La Cilibian să ai o producție de 30 de litri pe cap de lapte și lapte confort, pe care să lea o societate comercială cu mare renume, nu dau numele, E un lucru foarte bun pentru zootecnia românească. Dar vedeți, dumneavoastră, atunci când merge ceva bun în România, trebuie să găsească ceva, să perturbăm activitatea acestor fermieri performanți. <coughs> în 2012 am fost la o conferință privind rasa Holstein la Brașov, s-a ținut la Aro Brașov, toți crescătorii de marcă din România au început să discute performanță, producție de 12 ml de litri pe cap de vacă, condiții optime, o trasabilitate, furaje de bună calitate, ca să ne trezim în luna februarie 2013 cu această stere de presă cu aflat toxina din lapte și din produse, care avea, nu avea nicio legătură cu dezvoltarea azoteiniei în România. Nu știu care a fost interesul aici, cred că interesul a fost ca să-i distrugem și pe acești investitori de bună credință. Ați văzut la televizor ce circ a fost cu laptele împrăștiat pe câmp? Bine, de -ai, știți cum este. Exact ăla, când aruncă unul piatra în baltă și... La noi, informația asta, când circulă, este trunchiată. Mesajul care trebuie să ajungă la om nu este cel care ar trebui. Și dacă mi-aduc bine aminte și în anul trecut, deci în 2012, prin luna ianuarie-februarie, a păruse o informație prin care ne pregătea că s-ar putea să apară iarăși o, o gripă aviară. Nu știu de ce, dar a apărut-se chestia asta și se spunea că în anumite țări deja a început să apară virusul și ar putea să apară și la noi. E, n-a apărut. Dar în schimb am fost nevoiți să suportăm consecințele pe sectorul de lactate. A suferit foarte mult producția de lapte cu această aflatoxină. Da. Deci avem la nivelul județului ferme mari, puternice, în schimb, la nivelul oamenilor, la nivelul gospodăriilor individuale, se stă foarte slab din cauza îmbătrânirii populației și din cauza lipsei de informație. Și lipsei de a, -și a valorifica produsul. Păi nu poți să o fabrică de lapte să meargă într-o cum se spune acum că vom duce tancuri de răcire, totul nu Bine. știu, nu poți să faci lapte conform, să-l procesezi într-o unitate specializată de la un crescător cu două vaci. Practic. Eu vă spun de la început. Practic, Cât s-ar chinui, luăm bisoca care se întinde, are suprafața ca și Bucureștiul. Cum să faci, colectezi lapte de acolo, de, la țăran să-l ducă el la 5 km la tancul de răcire din Comuna Bisoca sau din Comuna Mânzălești, care are 11 sate, lopătar la fel. Deci noi trebuie reorientată, regândită zootehnia în România. Țăranul român, cel cu două, trei animale pentru rasele de carne și lapte pentru familia lui și trebuie să dezvoltate fermele de producție, începând de la 50-100 de capete, care să aplice tehnologie modernă de creștere și inclusiv referitor la Dar igiena laptelui și să obține un lapte conform. Se mai pot face astfel de ferme? Mai își poate permite cineva? Pentru că cine și-a permis și-a cam făcut astfel de fermă. De Așteptăm acum, noi fonduri de la Uniunea Europeană să discută după câte sunt informat de fermele de familii și poate se, cale de mijloc nu există. Odată, mai acum sau mai târziu, tot se va înfăptui această dezvoltare a în România. Că nu se poate, domnule. Vedeți, dumneavoastră, acum avem acord cu Republica Populară Chineză. Vor, o vine, o vine, dar de unde? Când efectivul de taurine în jur de șapte. Da, o să, ne, o să atacăm mai târziu subiectul Aici. ăsta. Noastră vă spuneați un pic mai vreme despre de piața de desfacere a țăranului. Iată că, în cursul acestei săptămâni, în sfârșit, guvernul a aprobat proiectul de ordonanță de urgență privind acordarea atestatului de producător. Și atestatul ăsta de producători, practic este un carnet care este vizat de asociațiile de profil, asociațiile agricole, bineînțeles, și de către administrațiile locale și omul nu poate să pătrundă pe piață decât în baza acestui atestat. Mai mult vor dispărea intermediare din piețe iar marfa care va ajunge în piață va fi o marfă conformă, având aceste avize, văd că râdeți, de la asociații și de la de la administrația locală, văd că râdeți este sună frumos pe hârtie Cum se va, ce se va întâmpla în realitate? Iar din lipsă de informare și în lipsă de... Deci țăranul și producătorul român folosesc anumite pesticide într-un mod nerațional. Atâta timp cât nu există lege ferată privind circulația pesticidelor în România și circulația medicamentelor care au remanență în produsele animaliere, nu putem garanta niciodată, pentru că orice țară poate să-și procure un medicament de la o farmacie, își face singur tratament, nu ține cont de perioada de așteptare sau remanență în produse. La fel și cu pesticidele care se folosesc la combaterea bolilor unor, în special la legume. La vița de vie nu se pune problema pentru că în ultima lună, două, nu se fac tratamente. Pericolul pentru sănătatea publică este la zarzavaturi și la legume. Folosirea pesticidelor. De aia e, trebuia înființate camerele agricole ca țăranul să apeleze la specialistul la camera agricolă cum să facă tratamentele la plante și ce condiții, că sunt unele care au restricții înainte de coacere. Și... Deci trebuie să există un feedback al informării. Al între producători și cel de la Camera Agricolă, care să fie alături de el, și iar țăranul să meargă cu încredere la specialistul care se acorde atenție combaterea bolilor și dăunătorilor, atât la animale cât și la plante. Cu substanțe permise. Da, de omul ăsta, lui se va da un carnet de producător. În carnetul de producător care însoțește marfa lui, dar la locul în care o produce, până la tarabă. El are acest carnet de producător. Cine poate să-l verifice? Spune că marfa este conformă. La nivelul asociațiilor, va exista cineva care să-i avizeze marfa? să. Dacă erau să înființau aceste asociații ale producătorului pe produse, era foarte ușor să, să elibereze. Acest carnet de producător. Pentru că țara nu apela la asociații. Asociația și-a asociația și răspunderea privind aprovizionarea cu substanțe, modul de folosire al lor și nu aveam nicio fel de problemă. Sunt de acord și... cu dumneavoastră, Dacă credeți că se poate înființa o astfel de asociație pe producători, eu am discutat cu diferite asociații, să zic, de același profil. Cu membrii la diferite asociații. Să zicem cu asociațiile în profil în ceea ce privește în creșterea animalelor. Deci, asociații de creștere animală. La nivelul Județului Buzău sunt zeci de astfel de asociații. Dumneavoastră aveți cunoștință că aceste reprezentanții acestor asociații să se fi întâlnit vreodată, să discute despre prețul laptelui, despre e, modul în care de, e, este preluat laptele, să se întâlnească măcar o dată? Aici e marea greșeală și în ce sens? Că sunt multe asociații. Fiecare cum fac o asociație? Nu. Trebuia o asociație puternică, la nivel de județ. Trebuia o colaborare perfectă între asociație și medicul veterinar dincolo în sectorul vegetal cu cei de la Camera Agricolă privind tratamentele care se fac și în ce condiții. Și, dar toate acționează independent, nu sunt uniți, pentru că nimeni nu are interes ca aceste asociații să fie puternice. În momentul când asociația va fi puternică, va ieși, va negocia foarte dur cu guvernul, cu guvern privind prețurile, condiții, subvenții, tot. Dar totul e făcut așa să ne trezim că facem treabă, cum a fost la Revoluție. Hai să facem și noi să ne facem că muncim. Da. În sfârșit, vor apăra... Dar viitorul e la asociațiilor, domnule? Este... Că asociația trebuie să ocupe și de o, achiziționarea inputurilor la prețuri mici, una să faci un, un, o comandă de substanțe, de medicamente în cantități mai una să ducă sărânzul să-și cumpere de la un punct farmaceutic. Îl costă foarte mult și nu, are, nu acționează nici în cunoștință de cauză. Uh, domnule Iancu, domnule doctor, problema este că fără asociere, fără să ne întărim, fără să se întărească, Oamenii nu pot să facă absolut nimic. De, de singular, degeaba luptă, degeaba vorbesc. Asta trebuie să, să înțeleagă. Iar asociațiile mici, până nu se reunește și să formeze o asociație mare, iarăși nu vor avea uh, niciun cuvânt de spus. Uh, decât tot așa să vorbească pe la colțuri și să. Deci, ne, fiind asociații puternice, uh, se manipulează foarte ușor omul. În momentul când ai avea o asociație puternică, influența manipulării ar fi foarte mică la nivelul producătorului. Vedeți, dumneavoastră, um, diferența, eu am zis-o odată, înainte de a face protecția consumatorului, trebuie să facem protecția producătorului. Prețurile de care se practică la producător în România, la ora actuală. S-a vândut cu 50 de bani, strugurii cu 40, floarea soarelui. Deci niște prețuri care nu i asigură producătorului să scoată cheltuielile care le-a făcut pe, pentru obținerea producției. Și vii, te duci la un restaurant și o baterie de 3 sferturi 300 de lei. 30 de lei. Diferența e prea mare, cred. Domnule, e, diferența este mare, dar să sperăm că odată cu așezarea acestor prețuri vor scădea și celelalte. Poate că de, este un pas spre a scădea celelalte prețuri. Când, având grâu ieftin, mod normal, ar trebui să avem și pâinea mai ieftină. Și carnea N pentru... Și carnea mai ieftină. Și de toate celelalte produse, că sunt legate de carne și de grâu. Deci, în mod normal, ar fi trebuit să asistăm la o scădere a prețurilor, fără să mai fie nevoie de acea scădere minimă produsă de e, scăderea TVA-ului. Aici... De exemplu, producția la anul 2013 a demonstrat că în condiții cât de când normale, pământul României, care e între cele mai bune pământuri din Europa și chiar din lume, producție record. S-au obținut 7.000 de kilograme de grâu la hectar, la porum la fel, deci, dacă am fi asociați, am aplicat tehnologii moderne și dacă nu distrugeam sistemul de irigații de la 3 milioane de hectare să ajungem la 400 de mii, ca nici alea ora actuală nu sunt funcționale în totalitate, vedeți dumneavoastră, de vă 5-6 ani să trage semnalul de alarmă. Criza apei și criza alimentelor. Pe guvernele care au fost la conducerea acestei țări, de atunci trebuia să ia măsuri pentru regularizarea cursurilor de apă, pentru a avea un sistem de irigații performant și dezvoltarea agriculturii performante, nu agricultura de subzistență, ca să poți să-l manipulezi cu o subvenție dată și aia cum să dă, să lezi cât de cât pe țăran de o... ceva care nu e profitabil și nu e... Nu încurajează în special tineretul să fie, să apropie de agricultură, în special de zootehnie. Pentru că nu, nu există motivația pentru tânăr să se apuce să crească animal la ora actuală. Da. Uh, Domnul doctor, tot vorbim despre domeniul agriculturii și de, de, toată lumea se așteptat ca agricultura uh, să fie numărul unu, ramura de bază, ramura care să susțină economia. S-a cunoscut o, o creștere în 2013, în 2012. Știți ce se, ce se prevede pentru 2014. Dar asta o să discutăm după o scurtă pauză. Luăm o scurtă pauză de publicitate, după care o să revenim în studio să discutăm din nou cu domnul doctor Iancu.